Salutare, bine v-am regăsit la videoclip. Eu sunt Dani. Astăzi am montat și vom mai monta iepuroaicele. Le-am repartizat pe cuști. Această femeie mătișe californiană a rămas în boxa ei. California, ca originală, am pus-o aici la mijloc. Aici este cealaltă mătișe californiană. Sub ea este cea gri. Vieneza a rămas la locul ei, o albastră vieneză pur, și pestrița a venit în aici. Până acum, ele trei au câte trei monte fiecare, le dau patru monte, ea are două și a două. Nu, ea are trei, cea gri are trei, ea niciuna deoarece n-a vrut să stea, poate vrea acum. Iepuroi este californianul, care o montează pe californiancă, pe albastră vieneză și pe cea gri. Și masculul de MT și de albastru vienez cu californian, care o montează pe aceasta, pe aceasta și pe aceasta. Haideți să băgăm la iepuroi. Am băgat vieneza la californian. Să închidem ușa. Și a aprins-o. Vieneza are a treia muntă. Acum California va lua o pauză. Și vom aduce la acest mascul femelă. Am băgat metișarii californian la metișul de albastru vienez californian. Mâine le voi face și de parazitarea cu Evomec. A aprins-o cu Evomec și Panafen, intern și extern. Ok, haideți să lăsăm să se odihnească. Va urma să facem californian ca la californian. Aceștia se clărește și între ei, va trebui să le fac ceva. Am adus și californian ca original, originala. Ia, haideți să o tragem noi un pic mai încoa. E nehotărât. Și a aprins-o. Până acum am finalizat doi proaice. Pe cea mai tijă californian, prima, cu metișul de albastru vienez, cu californian, și pe californian ca originală, cu californianul. Mai avem încă 4 de finalizat și am terminat. Am băgat și cea de-a doua femeie la metișul californian, care acum mai are nevoie de o montă și va fi și ea gata. Acesta este un vlog un pic mai lung. Ia uitați, de asta este bine să supraveghem monta. Și a luat-o, a prins-o. Este gata și această femelă. Are și a patru monte. Mai stăm un pic, apoi băgăm pe cea gri
la californian, mai avem și vieneza, de băgat de două ori. Nu, odată mai este și vieneza de băgat. Apoi cea pe striță, să vedem, poate reuși să mutăm și pe ea, ea n-are încă nicio montă, doar cine a vrut să stea. Am băgat-o și pe aceasta gri. Da, se pare că au obosit. Suntem la data de 20 octombrie 2023. Parțial toate proiectele au montă, chiar dacă în afară de cea pe striță, în rest toate au fost montate de minim 2 ori, cele 3 chiar de 4 ori. Va fi și aceasta gri cu albastră vineză montată și sper finalizate. Și sper și ca pestrița să stea la montă. Să avem cuiburi bune, toate proiectele să aibă grijă de pui. Cuiburi cu număr mediu de pui, nici prea mulți, dar nici prea puțini. Știu deja că aceasta gri are o medie de 12 pui la fătare. Cea pestriță 9, între 7 și 9 pui la fătare. Albastra vineză 6. California încă tot așa vreo 6. Cele două metiși de californian, cea mare, mai mare, nu știu pentru că nu a fost montată niciodată, însă cealaltă tot așa are vreo 6 media. Deci vom avea un număr bun de iepurași. Hrana știți din vlogul anterior, Mifuma. Poate observați, sunt granulele mari, în amestec cu cereale. Da, sper că californianul are nevoie de o pauză. O să o iau, o să aruc pe cea pe striță, sunt dacă vrea. Dacă nu, vlogul se încheie. Ați văzut-o oricum câteva monte și voi. Acum dați like, share, subscribe și com ca să vedeți și pui, să fie cu noroc. Am băgat-o pe aceasta pe striță. Aia de spate este cu noroc. Pentru că californianul a obosit, cea gri împreună cu albastru vineză vor fi finalizate mâine. Ca să aibă și ele 4 monte. Mâine dimineață, la prima oră, cum se zice. Da, ea se pare că tot nu vrea. Dar poate, poate, dacă azi nu vrea, poate vrea mâine. Nu, nicio șansă. Din păcate, nu vrea să stea. Asta este, o mai încercăm și mâine. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, de share, de subscribe. Cu voi a fost Dani. Până data viitoare, numai bine!